În studioul observatorului este generalul Bălăceanu, din nou Virgil Bălăceanu. Domnule general, a pomenit ministrul seara. de. Bună seara, a pomenit ministrul energiei despre războiul hibrid. Lucrurile se întâmplă uh, cumplit acolo, pe frontul din Ucraina, dar cu siguranță se întâmplă deja prin alte modalități și cred că, inclusiv, acest zvon care s-a propagat extrem de rapid, în nici 24 de ore deja avem cozi la benzinerile din toată țara la fel cum și informația cu Zelensky, care e de fapt la Brașov, în România, fac parte din acest război. Da, însă războiul, din păcate, fiind din Europa, este război clasic. Ceea ce se întâmplă în Ucraina este războiul clasic. Da. Mi-aș permite o paranteză. Noi am tot discutat despre război hibrid, și îl dădeam ca o prioritate. Am vorbit de război împotriva terorismului și a fost o principală amenințare. S-a crezut puțin că în Europa va fi un război și mai ales că va fi un război clasic. Acesta este lucrul pe care trebuie să-l înțelegem. Dacă noi ne gândim că formele de. de de zvon, de fructificare, nu știu dacă este un instrument al războiului informațional, componenta al războiului hibrid, acest zvon legat de scumpire. Dar la noi se întâmplă, cred că face parte din cultura noastră a românilor, ca momentul în care apare o situație mai deosebită. Vedeți starea de urgență legată de pandemie. Primele zile au însemnat o aprovizionare pe care o facea fiecare familie în ideea că vom avea probleme din punct de vedere a aprovizionării magazinelor. La un moment dat este o stare firească, pentru că este acel instinct de conservare pe care îl are fiecare individ și le extinde la nivelul familiei, cel puțin, dar, pe de altă parte, probabil va trebui să fim mai bine pregătiți și dintr-un asemenea punct de vedere, pentru că mai discutam, există la noi, și asta este o realitate, o psihoza războiului. Noi trebuie să transformăm <coughs> psihoza războiului, pentru că războiul e departe de România, în sensul figurat la proprie este aproape, fiind un Ucraina. L-a figurat în sensul că suntem membrii NATO. Dar revenind asupra subiectului, ar trebui să avem capacitatea să trecem de la psihoza războiului la o psihologie a apărării: a apărării individului și la apăra apărarea colectivității și la apărarea țării, în definitiv, pentru că așa vom exista în continuare. Vă înțeleg în, în, în acest moment, însă. Pe lângă panica legată de război, pe lângă panica legată de uh, ce se întâmplă da, în țara de lângă este, noi este, și toate aceste informații este, care sporesc teamă uh, temerile. Sigur, dar este într-un nefiresc la noi să vorbim de o panică legată de război, să nu vedem panică pentru că nu vedem panică. Vedem suferință, dar nu am avut momente în ceea ce s-a transmis la televiziune, în ceea ce am citit. Uh, nu avem o panică în Ucraina, nu avem o deznădejde. Repet, avem suferință, avem îndârjire și se vede, se vede evident, se vede nu numai în rândul militarilor și ci al civililor această dorință de a rezista. Corect. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să ne uităm Mul cu atenție ce se întâmplă și la negocieri, cât de departe merge Putin. Vă mulțumesc, domnule general. Mul